Aceștia au fost concurenții din această ediție pentru dumneavoastră. Așteptăm ca jurul să delibereze, dar până atunci avem a doua parte a recitalurilor și pentru început aducem în fața dumneavoastră cea care a câștigat anul trecut Marele Premiu la acest concurs. Este vorba despre Ioana Iulia Hojda. Lăudăm pe Iisus și bine v-am găsit! În această zi de sărbătoare, Duminica Florilor, am să cânt chiar priceazna cu care am luat trofeul anul trecut, care se numește, la fel ca și sărbătoarea de astăzi, Duminica la Florii. Duminica la Florii, zise Maica către fiu, spune-mi fiul meu iubit, pentru ce ești necăjit, că de 40 de zile mi-ai rupt inima, copile, n-ai băut nici n-ai mâncat, numai-n rugăciune ai stat. Spune-mi, fiul meu iubit, luni și marți ce-ai pătimit, îți spun, Maică, nu greșesc, luni și marți mă pregătesc. Eu mă pregătesc de moarte, să scap lumea de păcate. Mă duc să fiu răstignit pentru lumea cea greșit. Spune-mi, fiul meu iubit, miercuri ce-ai de pătimi, îți spun drept, măicuța mea, de miercuri nu mi vedea. Spune-mi, fiul meu iubit, joie ce ai de pătimit, joi sunt dus la judecată de Pilat și de-a lui ceată. Spune-mi, fiul meu iubit, vineri ce-ai de pătimit, îți spun, Maică, cu durere,
Vineri sunt în chinuri grele, când a fi chinul mai mare, n-o fi lună, n-o fi soare, atunci măicuța mea cu spini mor în corona și-mi or da oțet și fiere. O, vai de zilele mele, și-apoi mor pune pe cruce, Maică Sfântă, cum îi plânge. Spune-mi, fiul meu iubit, sâmbătă ce-ai pătimit, îți spun, Maica, adevărat, sâmbătă oi fi îngropat. Spune-mi, fiul meu iubit, duminică, unde-i fi? Duminică, Maica mea, din moarte oi învia, cu puterea mea cea mare să scap lumea de pierzare. Următoarea priceaznă pe care o voi interpreta este o priceaznă pe care o îndrăgesc foarte mult, care a ajuns la sufletul meu de prima dată când am ascultat-o. Aceasta se numește La umbra crucii tale. La umbra crucii tale, eu, Doamne, vreau să vin, să-mi plâng mereu trecutul și ție să mă închin, să-mi plâng trecutul și ție să mă închin. La umbra crucii tale, eu, Doamne, vreau să fiu, să plâng, să cânt cu jale din moarte să-mi vin, să plâng, să cânt cu jale din moarte să-mi vin. La umbra crucii tale, eu vreau să ne genunchez
căci numai Tu, Stăpâne, din greu mă liberez, căci numai Tu, Stăpâne, din greu mă liberez. La umbra crucii tale e pacea și odihna, nădejdea mângâierea, dreptatea și lumina, nădejdea mângâierea, dreptatea și lumina. La umbra crucii tale eu vreau să chem mereu pe cei ce în viață nu l-au pe Dumnezeu, pe cei ce în viață nu l-au pe Dumnezeu. Dacă aș putea să zbor mai sus de asta vale, aș spune tuturora de jertfa crucii tale, aș spune tuturora de jertfa crucii tale. În lumea asta, Doamne, e vrajba, chin și jale, de aceea vreau să stau la umbra crucii tale, de aceea vreau să stau la umbra crucii tale. Pentru că la acest frumos concurs ai câștigat anul trecut marele premiu, noi astăzi din nou îți dăm un premiu cum ar veni pentru tine, pentru glasul tău, pentru că duci mai departe cântecele noastre bisericești, o diplomă și, bineînțeles, o icoană să-ți aduci aminte atunci când te uiți la ea că ai primit-o pentru darul pe care l-ai și pentru ceea ce ți-a pus Dumnezeu în suflet. Să fii sănătoasă și să ai sărbători frumoase! În continuare, pentru dumneavoastră, de această dată vine grupul Mara, o parte din grupul Mara, care o să vă interpreteze două cântece bisericești. Iisus ne cheamă jarnic, cu glasul său smerit, poporul meu drag spune, de ce m-ai părăsit? Poporul meu drag spune, de ce m-ai părăsit? De ce m-ați lăsat singur? Veniți la mine iar cu dulce
la sfântul meu altar. Cu dulce să petrecem la sfântul meu altar. Vă rog să-mi spuneți mie de ce m-ați părăsit, ce nu v-am dat în lume, de nu v-ați mulțumit, ce nu v-am dat în lume, de nu v-ați mulțumit. Vă rog, veniți la mine și nu întârziați, și vă rugați din suflet cât pe pământ mai stați, și vă rugați din suflet cât pe pământ mai stați. Pentru tine, Doamne, florile înfloresc. Pentru tine, noaptea, stele strălucesc. Pentru tine, noaptea, stele strălucesc. Lângă tine, Doamne, cei sărați se strâng, ție-ți cer iertare ochii care plâng, ție-ți cer iertare ochii care plâng. Către tine, Doamne, lege nu smeriți, numai Tu, Stăpâne, nu mai părăsi. Dă-mi puterea pietrei și din cerul sfânt, bicură-mi în suflet roa să te roa să te cânt. Bicură-mi în suflet rănile durerii și pe buze așterne drăjile tăcerii. Și
pentru că au dorit să fie și ele prezente astăzi. Iată răsplata noastră pentru munca lor, o icoană fiecăruia în parte și o diplomă de onoare pentru acest grup minunat care cântă nu numai folclor, ci și lui Dumnezeu atunci când sunt chemați. Mulțumim! Spune-mi, Doamne, Dumnezeul meu, de ce ai pus pe gânduri sufletul meu greu? Ochii splini de lacrimi și sunt îndurat. Eu cum voi răspunde pentru al meu păcat? O, Iisuse, Doamne, Dumnezeul meu, ai mila de mine, ia-mă în brațul tău și la judecată când mi-ai judecat. Ai milă de mine, nu mă condamna. O, fiule dragă, mult ți-am tale fapte, viața eu mi-am dat. Plânge și te roagă și fă voia mea. Și-apoi eu cu milă te voi judeca. Nu te-ai dat în lume ca să chinuiești. Te-ai duce cu mine să te ne